Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru voi cei abonați acestui canal, dar și pentru cei care urmează să vă abonați acestui canal și pentru toți cei care ascultați. O nouă etalare în care veți alege trei variante. Deocamdată nu cred că pot mai multe. Așa simt, așa simt, așa fac. Trei variante. Trebuie să alegeți și vom încerca să aflăm, să primim câteva scurte mesaje despre ce veți experimenta sau ce urmează să trăiți în următoarele 3 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie. 3 luni, da? 3, 3, 3, da? 3 luni. Rămâne să vedem, ia să-mi aleg și eu, înainte să vă alegeți voi sau în același timp în care vă alegeți și voi, mi-aleg și eu. Deci acesta este primul număr, o cutie veche de diapozitive. Am vrut să vin cu ceva creativ, ceva altfel decât cristale și la la la. Deci numărul 1, o cutie veche de diapozitive. Am găsit-o într-un dulap prin atelier. Acum numărul 2, acest așa zis, o să vedem. Ce este aparent manuscris, dar nu e manuscris. Așa, și numărul 3 este o cremuță de mâini. Am căutat ceva cu texturi. Știu aici, ai zice că, eu știu, ascultătorule sau ascultătoare dragă, ai zice că nu sunt texturi, dar pentru mine care lucrez cu texturile, chiar și aceste linii și acest contrast gri-roșu, și e un joc de. E un contrast și un joc de texturi. Da, eu le văd, sper că le vedeți și voi, da? Deci numărul 1, 2 și 3. Puneți pauză, vă gândiți, îmi pun și o pauză. Și să vedem în următoarele 3 luni, octombrie, noiembrie, decembrie. Lasă așa. Ce veți experimenta, ce veți trăi? Dragii mei, haideți să vedem. V-ați ales? Ok. V-ați ales, da? Haideți să vorbim un pic despre numărul 1. În primul rând, chiar dacă e cutia veche, chiar dacă e cutia veche, aproape uitată, un pic prăfuită, chiar tocmai bine că am scos-o și o să mai și șterg un picuț de praf și una alta și o să revăd o parte din aceste diapozitive. Dragii mei, ce ați ales voi este absolut minunat. Deci sunteți foarte neconvenționali în alegeri, eu așa vă simt, așa, și ia să vedem noi, care ar fi prim... Oh, alege, ai, se vede? E un diapozitiv, un bătrân. Oh, descoperiți, fai, ce frumos mesaj, vă descoperiți înțelepciunea în relație cu o figură paternă. Probabil că Saturn pentru unii dintre voi, vai ce frumos, aici este un peisaj. Saturn pentru unii dintre voi, că acesta este planeta bătrâneții și a înțelepciunii, vă influențează într-un mod special, măcar în aceste 3 luni. Și dacă ați fost neconvenționali, începe să vedeți acest neconvenționalism dintr-o altă perspectivă saturniană în care vă organizați, deveniți creativi, pentru că sunt diapozitive, dragii mei, și să vă mai dau încă un detaliu, sunt diapozitive cu picturi. Picturi ale unui artist care mi este foarte drag și care nu îi mai place să iasă în evidență. A fost la un moment dat în spot public, dar acum nu știu de ce, dreptul fiecăruia să fie mai, să se izoleze un picuț. Însă, ia uite aici ce este, un peisaj, un peisaj de iarnă, ah, interesant, peisaj de iarnă, am scos că tot vorbeam de octombrie, noiembrie, decembrie, o pădure de faci, o pădure de faci. Unii dintre voi, un alt mesaj, vă înrămați amintirile, le puneți undeva într-un loc prețios, da, și e bine să le mai și ștergeți de praf. Nu pot să zic că e prăfuit, dar se pune așa o aură de vechime pe lucrurile acestea care nu sunt folosite, dragii mei. Poate unii dintre voi scoateți din memoria voastră amintiri și le... Ia, uite ce frumos alt peisaj. Mă uit așa. Nu e, chiar, e, nu e de toamnă, e de, nu e de iarnă, e de toamnă. E peisaj așa mai minimalist. Sunt diapozitive, ar trebui să le proiectez și să și vede, da? Mă și reflect. Tiri!
Se vede, ic, aici sunt, da? Sunt murdare și de vopsea roșie, nicio problemă, noi ne adaptăm. Deci, vă organizați amintirile. Și pentru că l-am văzut pe bătrânul acela, prima poza aceasta a fost, este Saturn care vă ajută să vă organizați. O, da, un organizator de amintiri. Foarte frumos mesajul. Și gri și roșu este un contrast. Ori, lucrurile care au intrat într-o neutralitate, le activați, ori lucrurile care vă distrag atenția de la anumite lucruri, ce vreau să zic, nu, lucrurile care vă distrag atenția de la anumite, energia aceasta roșie, o energie sexuală, e prima chakra, da? Prima chakra, probabil că a fost hiperactivată pentru unii, fricile, dorința de a vă exprima prin sexualitate, sunt multe. Nevoia de a revitaliza ceva și probabil o nevoie excesivă trebuie temperat. Ok, am găsit până la urmă mesajul, a venit, da? Uneori nu vin mesajele chiar așa ca la o prezentare, nu știu, universitară, dar important este că în acest moment foarte spontan simt că vin mesajele care trebuie să vină. Da, un soi de organizator. Interesant. Interesant. Dragii mei, poate, sper, rămâne de văzut. Vă redescoperiți o latura voastră creativă, că tot am scos, e vorba de diapozitive cu picturi, dragii mei, nu cu orice, da? Cu picturi și picturile sunt foarte frumoase. Dacă v-aș arăta un album, dacă aș putea vreodată, picturile sunt superbe, au fost apreciate, au fost vândute ca pâinea caldă când au fost făcute, chiar au fost foarte apreciate. O pictură, să zicem, nici clasică, mai spre impresionism, pastă groasă, spontană. Aceasta este o latură a voastră creativă pe care o explorați, o scoateți de undeva din amintiri și nu e vorba doar de pictură, e vorba de o latură a voastră creativă, da? Haideți să vedem. Un mesaj. Numărul 1. Leitmotivul acestui, iaute, practicați compasiunea. Vedem cum se leagă. Practicați compasiunea. Ia, am zis, n-am zis, acum zic, am vorbit de Saturn, relații, șabloane relaționale. Interesant. Un șablon ar fi un soi de ramă, dragii mei, și aici avem rămițe. Ia uite, acum am scos altceva, rămițe. Tot un peisaj de toamnă. Aici sunt multe peisaje și portrete. Rămițe, sunt șabloane. Șabloanele la... A, interesant mesaj! Începeți să practicați prin această organizare a amintirilor voastre, dragii mei, superb mesajul. Începeți să practicați compasiune față de voi și de cei cu care ați relaționat, cu care relaționați. Asta pentru că e acel Saturn, bătrânul pe care l-am scos. Măi, și ce fior am! Bătrânul acela vă face mai înțelepți. Vă vedeți ca într-o oglindă. Vedeți lucrurile ca într-o ramă, da? Acele diapozitive sunt această ramă, da? Toate lucrurile pe care le-ați experimentat și le experimentați, le vedeți dintr-o altă perspectivă. Din afară, interesant, din afară le vedeți. Și le vedeți cu înțelepciune, le vedeți și părțile bune și părțile mai puțin bune, dar eu sper să le vedeți pe acelea bune, pentru că în setul ăsta de diapozitive chiar sunt toate picturile foarte faine, foarte faine. Chiar dacă e vorba de un peisaj minimalist de toamnă, chiar dacă e vorba de un peisaj de iarnă, chiar dacă e vorba de un bătrân, bătrânul ăla are o frumusețe aparte, da? Ați îmbătrânit în anumite situații, în anumite relații karmice, că de fapt asta înseamnă Saturn, relații karmice, șabloane, șabloane. V-ați simțit obligat să vă întrețineți în preajma anumitor persoane. Practicați compasiunea în această perspectivă. Măi, și nu vreau să vorbesc așa mult. Nu vreau, dar haideți să vedem. Cum facem? Cum facem? Cum să facem să avem două cărți pentru fiecare lună? Da. Una, două, trei, așează-te. Asta vrea să se arate. Eremitul, da? Am vorbit de un Saturn, de o energie. Ia uite și regele de cupe. Ok, asta ar fi în prima lună, în octombrie, noiembrie,
Nu știu dacă am loc. Decembrie. Oh, ho, 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 ho. Ne. La capătul setului de cărți. În următoarele 3 luni vreți să manifestați, să opriți la magician. Și magicianul, dragii mei, are diapozitive multe. E un mare artist. Probabil că, repet, descoperiți acest artist, că de fapt artiștii ce fac? Alchimizează lucrurile, amintirile, emoțiile, da? Din emoții negative, dragii mei, ce frumos, uite așa arată și cărțile, din emoții negative, din stare de frig, octombrie, noiembrie, decembrie, da, avem frig, da, de nemulțumire, de boală, vă dor oasele sau nu aveți suficienți bani să vă plătiți întreținerea, să zicem, eu sper să aveți, da? În aceste 3 luni vă hotărâți să manifestați transformarea vieții voastre, aveți totuși din, da, un as de bâte și 10 de cupe. Vreți să vă transformați această răceală, aceste lipsuri? Aveți idei strălucitoare? Că asta face artistul și nu degeaba, nu întâmplător ați ales cutia de diapozitive și le transformați, dragii mei, în artă, în amintiri frumoase, în momente emoționale superbe. Iluziile se pot manifesta în realitate, în obiecte de preț, în obiecte care vor dăinui. Asta pentru că bâta este creativă, e ca o pensulă, da? E bâta oare și magicianul, dar îi mai trebuie ceva, îi trebuie credință magicianului ca să folosească toate resursele pe care le are. Vă transformați, vă transformați. Așa simt și așa îmi place și așa simt nevoia să citesc cărțile și sper să vă găsiți mesajele acelea. Ia uite, aici, uite, diavolul, Saturnul, relațiile, șabloanele relaționale. Aveți o mare pasiune pentru cineva? Hai, odată, văd judecata, vrei să renașteți. Am vorbit de renaștere într-o formă sau alta. Odată, de două ori, de 3 ori, așează-te. Am vorbit și când am explicat oarecum perspectiva asta a diapozitivelor. Oh, luna. 10 de cupe. Ok. Octombrie, noiembrie și decembrie. Interesant. Ce chestie, domne. Nu știu ce zodii sunteți. Dar la sfârșitul anului, pua, hai să ajungem până acolo. Deci setul s-a terminat, setul de cărți s-a terminat. Ia uite, eremitul tot aici. O stare de însingurare, vă detașați de niște ape tulburi, de relații karmice, de aia, aia și simt o presiune oarecum în suflet și am făcut meditații jumătate de oră. De-aia am început așa. Da, încercați să vă detașați pentru că nu se poate să vă mai înțelegeți în aceste conflicte. Aveți conflicte cu voi, cu vecinii, cu concurența și mai ales într-o relație de suflet, doi de cupe. Da, încercați să vă detașați, să faceți un pic de meditație ca să vă găsiți adevărul. Deci, octombrie, dragii mei, ce aveți? Eremitul și regele de cupe care au fost clarificate de luna și 10 de cupe. Super trooper! Eremitul și luna. Luna înseamnă frici, înseamnă mister, înseamnă emoții, emoții feminine, care vă distrag atenția, vă influențează într-un fel sau altul. Aici vă găsiți și voi povestea personală. Însă, cu acest eremit avem o poziție, ia uite ce frumos, pești, fecioară, pești, fecioară. Acum deja avem, e ce frumos, da? Deja, nu, tocmai a intrat, tocmai a ieșit soarele din fecioară. Da, oricum, este în fecioara vedică. Deci există o confirmare măcar din punctul de vedere al cărților. Ce vreau să zic? Vreau să spun că aveți niște situații emoționale, niște relații cu femeile și în mod special cu mama, care vă provoacă să vă înțelegeți. Trebuie să găsiți acolo lumina. Fecioară și pești rac scorpion. Pești rac scorpion, aveți încă 3 cărți. Marcaje pe semne de apă. Acum că există și un personaj, foarte posibil că mai văd în continuare alte cărți de apă. Dar nu e obligatoriu.
În primul rând, aveți nevoie de acest eremit, de acest moment de izolare, ca să vă înțelegeți emoțiile în legătură cu cineva. Cineva vă aduce multe bucurii, 10 de cupe. Și asta vă sperie pe unii dintre voi, dragii mei. Vă sperie. Aveți impresia că e o iluzie care nu poate fi atinsă sau dacă va fi atinsă, va fi, eu știu ce se mai întâmplă. Da? E o iluzie. Acum trebuie să vă înțelegeți emoțiile, de ce sunteți fericiți, de ce vă este frică, asta e cartea fricilor emoționale, de ce vă este frică de atâta fericire, de atâta emoții, poate că unii dintre voi aveți tendința să analizați cum face fecioara mai mult decât e cazul. Pentru că totuși simțiți dragoste profundă față de cineva. Cine o fi, nu contează bărbat, femeie, noi citim acum, eu citesc acum energiile, da? Regele de cupe, o energie matură. Foarte posibil aveți de-a face unii dintre voi cu, sau sunteți, sau aveți de-a face, iar variază, ori sunteți, ori aveți de-a face cu o persoană matură 35 spre 40, 45, cam așa ceva, în jur de 45 de ani, regele de cupe, care își stăpânește acest ocean de emoții. Acum, dacă și persoana respectivă, zic dacă, pentru că totuși etalare colectivă, simte multe emoții și le stăpânește. Și aici vă înfricoșează pe voi, aveți impresia că nu vedeți nimica. Doar pentru că vedeți o cupă, voi nu vedeți toate aceste 10 cupe. Pentru că omul, persoana respectivă, voi sau altcineva, nu arată decât o parte din ocean. Păi, dragii mei, dacă ar arăta tot oceanul, chiar că n-ați mai putea de frică. Și aici aveți nevoie de un pic de liniște, de tăcere. Poate că v-ați și luat acest moment de tăcere, poate că nici nu ați vorbit unii dintre voi. Foarte posibil pentru unii acest eremit să manifeste o perioadă de mai multe luni anterioare, da? Septembrie, august, iulie, la. Încă există în octombrie. Acum cât o mai exista acest eremit, variază. Practicați compasiune, cum zice și aici. Practicați compasiune. Față? De ce? De fricile voastre, de fricile pe care le simțiți de la alții, poate alte persoane au o teamă față de voi, le transmiteți, știți cum e, variază și în primul rând variază pentru că e etalare foarte scurtă și colectivă, dragii mei, și colectivă. Însă, 10 de cupe și regele de cupe reprezintă un potențial emoțional, de trezire emoțională și de manifestare unei dragoste, unei iubiri excepționale. Rămâne de văzut cum se va manifesta, pentru că e un potențial emoțional. Ca să se manifeste, avem nevoie de pământ și de bâte, da? Uneori și de aer, dar nu, aerul ține mai mult de mental. Dar, să zicem că și aerul acționează într-un fel, măcar prin cuvânt. În noiembrie aveți 3 de monede și 6 de bâte. O colaborare care vă aduce, dragii mei, vă poate aduce victorii, vă poate scoate în evidență. Pentru că aici deja aveți pe cineva care lucrează într-un mod artistic, că nu întâmplător ați ales această cutie cu diapozitive, faceți artă. Faceți artă într-un fel sau altul, am zis, alchimizați, transformați emoțiile unii dintre voi în proiecte creative și ar fi minunat pentru că asta va aduce, ce frumos, succes, victorie, ieșiți în evidență, sunteți apreciați, oamenii se uită la voi, wow, dar ce frumos ai făcut! Poate să fie și un cântecel, poate să fie, da, o latura voastră creativă care se materializează, da, apar monede. Și latura aceasta creativă se materializează într-un mod care va aduce, vă conectează la spiritualitate într-un mod profund, este marele preot. Vă conectați în această perioadă în octombrie cu marele, cu eremitul, la vă găsiți lumina și începeți să o manifestați. Aici marele preot este lumina pe care o găsiți. Evident că poate să fie vorba și despre o relație și atunci simțiți nevoia simțiți că aveți o legătură profundă cu cineva. Așa simțiți voi, că aveți o legătură profundă, spirituală, care se manifestă în 5, da? În 5D. O simțiți emoțional, de aia v-a fost și frică și vouă și lor. Și vreți să o manifestați.
în 3, că e 3 de monede, în 3D, vreți să o manifestați, să colaborați, să o transformați într-un mod creativ și să aveți victorie, da? Vreți eventual să vă împăcați cu cineva 6 de cupe sau să împărtășiți unii dintre voi, da? Să împărtășiți o parte din aceste emoții. Dacă aceste 10 cupe, regele de cupe, sunt emoțiile voastre, vreți să le împărtășiți cu ei. Și dacă nu sunt ale voastre, dacă ale voastre sunt, e această lună și luna are multe emoții, dar eu sper, așa arată, că unii dintre voi vă vindecați, vă găsiți lumina în această noapte. Ați trecut, eu zic, e o poveste peste care a trebuit să treceți. Pentru unii, dragii mei, există într-adevăr un potențial. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Marele, nu, n-am cum să nu o spun, trebuie să o spun. Pentru unii, marele preot reprezintă o căsnicie și 3 de monede reprezintă un triunghi. Da. Triunghiul poate să fie un hobby care va aduce multe bucurii, 6 de cupe, da? Prin care fugiți, prin acel pentru că apare totuși o fugă și niște dezamăgiri apar în decembrie, prin care fugiți de aceste frici. Pe care nu le-ați înțeles. Da? Sau de aceste relații ciudate, neclare. Încercați să fugiți. Repet, nu este obligatoriu să fugiți în brațele cuiva, este foarte posibil să fugiți prin creativitate, pentru că pentru mine regele de cupe înseamnă o dragoste profundă, adevărată, dar și o energie creativă care vă inspiră. Da? Vă inspiră să visați. Da, și acum că tot vă arăt și cum citesc cărțile, ca să vedeți, da? În noiembrie, dragii mei, aveți. Acum, dacă vreți să vă luați voi zodiile, vedem mai încolo. Nu, în decembrie. În decembrie aveți 7 de spade și Marea Preoteasă. Wow, dar ce intens! Apare iar pești, apare iar cuplu divin, regele de cupe la început în octombrie, în decembrie apare regina de cupe. Regina de cupe care iar este un personaj în secret. Dar haideți să vă dau în primul și în primul rând, fuș, ce fioram, primul mesaj. Primul mesaj este că lăsați în urmă aceste dureri, frici emoționale produse de mamă, de familia din care vă trageți, casa a patra a familiei, da? Și a mamei, așa, de relațiile karmice, fugiți, pentru că sunteți dezamăgiți, ați găsit lumina, ați găsit ceva, ați înțeles, da? Și fugiți. Acum, nu, înțelegerea e una, tactica prin care vă manifestați eliberarea e alta. Evident, aici nu comentăm, decât cărțile care apar. Și da, uite, vă detașați de niște ape tulburi, mergeți către ape line. Și aici aveți numai apă la Regina de Cupe și la Marea Preoteasă numai apă. Dragii mei, este spectaculos acum și iar mă înfior, da? Acum mă înfior a nu știu câta oară, pentru că aveți cuplu divin, regele și Regina de Cupe, cuplu super, super divin, dați-mi voie să mă exprim așa mai extaziat, Marele Preot și Marea Preoteasă, da? Legătură spirituală profundă, profundă și cu magicianul. Ca voi doi împreună, voi doi, vai, uite, da? Voi doi ați trecut prin multe, dezamăgiți, poate de partenerii pe care i-ați trăit în alte relații până să vă întâlniți. Sau poate și împreună, iar variază, voi vă știți povestea, nu vreau să vă induc în cine știe ce scenarii, da? Voi doi, acest rege de cupe și regina de cupe, și nu vorbesc de zodii, vorbesc de energii care se manifestă. Voi o iubiți, ea vă iubește, ceva de genul ăsta, da? În secret, Marea Preoteasă nu spune, nici regele de cupe nu arată. Dar nici marele preot, nici cu el nu te joci, pentru că și el arată emoții mai puține, arată, să zic, restricții. Însă, ideea este că la capătul celorlalte de cărți manifestați. Aveți puterea să manifestați, ia uite, dragii mei, 10 de cupe. Un nou început, da? 10 de cupe. He-he! Și apare un diavolaș. Apare un diavolaș. Ideea este că dacă pentru unii dintre voi diavolașul reprezintă triunghiuri amoroase sau frici sau dependențe sau relațiile karmice, în care ați visat cai verzi pe pereți, manifestați un nou început lângă altcineva care vă echilibrează și vă aduce stabilitate în moment. Prietenul la nevoie să cunoaște momente de criză, da?
pentru alții, acest diavol și 10 de cupe e o intoxicare de emoții, sunteți super, super obsedați de această fericire să se manifeste, da? Pentru că aveți și o atracție imensă față de ei. La capătul setului de cărți v-am arătat în partea cealaltă 6 de spade și remitul. Acum, ce interesant. Deci, dacă în octombrie, noiembrie se întâmplă ce am zis mai devreme, în decembrie vreți să fugiți de acest 3 de spade. De acest 3 de spade. Eu așa simt că vreți să fugiți. Dacă unii dintre voi aveți tendința, ați avut tendința să aveți de-a face, ori să fiți, ori să aveți de-a face cu acest gen de tactică, să fugiți de acest moment de vindecare, de înțelegere, de găsire a luminii voastre în frici. S-ar putea, în momentul în care fugiți, să provocați răni și persoanelor pe care îi lăsați în spate fără să înțeleagă nimic, și persoanelor la care vă duceți în secret, pentru că nu înțeleg nici ei prea mare lucru decât dacă o intuiție s-ar putea să înțeleagă. Marea preoteasă s-ar putea să înțeleagă și să refuze oferta. N-are nevoie de exclus. Da? Exclus ca această mare preoteasă să primească un om care nu este asumat. Șapte de spade nu este asumat, fuge de ceva, fuge de adevăr, fuge de vindecarea inimii, dragii mei, fuge de compasiune, compasiune față de ei. Și în momentul în care fuge, se rănește și pe el și pe alții. Acum, e o altă interpretare. Fugiți pentru unii, fugiți de niște răni care v-au fost provocate ca să vă vindecați, regina de cupă vindecă, dragii mei, ca să vă vindecați în secret. Și să vă regăsiți stima față de voi în secret și să crește spiritual. Haideți să vedem și așa mesajul, da? Pentru unii, ca să nu vă sperii pe toți. Da? E vorba de transformarea voastră. Asta pentru că aveți și la un capăt de cărți și la celălalt, în continuare, apare moartea. Transformare, dragii mei. Moartea apare aici, în contextul, deci Marea Preoteasă, spânzuratul și patru de cupe și moartea. Dacă cineva a fost pus în stand-by, voi sau ei, persoana la care vă duceți, sau, eu știu, care apare, e o etalare generală, dacă persoana aceasta, Marea Preoteasă, a fost pusă în stand-by, dragii mei, repet, la Marea Preoteasă nu te duci așa. De-abia poți să mergi ca rege și ca și cavaler. Ca rege ai ceva șanse la Marea Preoteasă, dar de-abia poți, ca și cavaler, să ajungi. Da? Nu mai zic în această postură. Cine este să se recunoască sau să-și găsească poziția. Marea Preoteasă intuiește lucrurile. Intuiește că cine vine pe furiș, tot pe furiș pleacă și produce răni. Și dacă au fost stagnări, persoana aceasta va selecta și va transforma radical. Da? Radical apare, o energie radicală apare și aici, dar în continuare, Regina de Cupe. Regina de Cupe vă îndeamnă, în primul rând, să vă vindecați voi prin energia voastră, dar iar prin, să vă găsiți dragostea față de voi, în primul rând, ca să o puteți împărtăși. Altfel, dacă voi nu vă vindecați și nu aveți dragoste față și stimă față de voi, nu veți putea bucura de acest potențial. Sper că mă înțelegeți, da? În continuare apare 10 de spade, moartea și echilibru. Ce? Nu e balanță. Poate fi o balanță pentru cineva. Echilibru înseamnă răbdare, vindecare, conformire cu Dumnezeu, cu îngerii, da? Și aici am zis, da? Vindecare. Vindecați-vă pe voi, transformați-vă viața și eventual încercați să nu fugiți de durere, transformați-o, alchimizați-o. Alchimizați-o. Cam atâta este numărul 1, eu zic că am vorbit o grămadă. Ne auzim cu o altă ocazie. Eu acum o să încep să-mi pun cărțile de o parte. Deja la cât am vorbit, hai totul să mai iau. Un mesaj, leitmotiv, devotion to the small. Am simțit nevoia să pun un... Ah, și woman of light, da, iar persoană de lumină.
O persoană de lumină, această mare preoteasă și regina de cupe și regele de cupe și 10 de cupe și marele preot și marea preoteasă este o persoană de lumină care vă inspiră. Vă inspiră, dragii mei, nu musai să mergeți către ei, cât în primul și în primul și în primul rând să vă transformați voi viața, să primiți lumina în voi. Heart fire, da? Ia uite, numărul 1, magicianul. Vă inspiră să vă transformați, da? Vă iubește necondiționat, dar asta nu înseamnă că va accepta genul acesta de situații. Nu, se respectă și învățați și voi să vă respectați și cum învățați, devotându-vă lucrurilor mici. Lucrurile mici trebuie întreținute. Dragostea trebuie crescută cu grijă. Cu grijă, dragii mei. Ok, deci acum eu strâng cărțuliile. Și mă pregătesc pentru etalarea numărul 2. În timp ce vorbesc despre acest lucru care nu este manuscris, seamănă cu un manuscris, dragii mei. Deja vorbesc despre numărul 2. Această perioadă, octombrie-noiembrie, sunteți atrași de lucruri decorative. Este o hârtie scoasă la imprimantă cu elemente decorative din Persia, elemente persane, lucruri decorative, stil vechi, lucruri decorative, poate chiar antichități, unii dintre voi sunteți atrași de antichități, lucruri care sunt prețioase cu acest șnuruleț auriu care le oferă. Acel quelque chose care oferă lucrului sau oamenilor, evident, ceva prețios. Am zis că pot să fie lucruri, dar pot să fie și situații decorative, frumoase, emoționale, care vă stimulează creativitatea și dragostea pentru lucruri pe care nu le-ați explorat până acum, pentru că totuși sunt elemente persane, elemente persane. Acolo, decorative. De prin picturi decorative, de prin temple de cult. Există o tentă spirituală foarte subtilă și aurul acesta, firul acesta, panglica aceasta aurie, amintește de o vibrație înaltă. Faptul că elementele decorative sunt din temple de cult, iar este un semnal, dar foarte subtil, să nu vă fixați doar pe latura decorativă, estetică, pe cum arată persoana, încercați să o înțelegeți în profunzime. Ideea e că apare ca un manuscris, stă, așteaptă să fie desfăcut și explorat. Situația în sine este nedesfăcută, unfolded, nu? Așa se zice în engleză. Încă nu ați explorat potențialele în situația prin care trece sau pe care o veți trăi. Pentru unii dintre voi poate vă concentrați pe decorațiuni interioare sau obiecte decorative. În octombrie, noiembrie, decembrie, vreți să vă ruiți casa, să vă schimbați niște obiecte prin casă, 7 de cupe, visați, visați la ceva. Ce-ar mai fi de spus? Acest manuscris, de la distanță, eu așa l-am simțit și de-aia l-am și făcut, de la distanță, seamănă cu, dacă așa, țineți ochii întredeschiși și vă relaxați și încercați să vă imaginați cam cum s-ar vedea acest manuscris de la distanță. Ați spune că seamănă cu un sul de bani, da? Deși nu-i manuscris, repet, dar seamănă. Ați spune că seamănă cu un sul de bani, undeva legat cu un fir de aur, tocmai pentru momente speciale. Însă, aici este, să zicem, provocarea, ca să nu zic păcăleala. Nu sunt bani. Valoarea acestei situații, acestui om, persoane pe care o experimentați, a voastră, evident că poate fi a voastră, nu constă în bani, ci în povestea care se întrevede și care încă nu este explorată pentru că este legat, da? Printre cuvinte, se întrevede printre cuvinte, printre elemente. În apropiere vedeți că sunt niște flori, da?
În apropiere vedeți textura panghecii, în apropiere, în momentul în care desfaceți, vedeți și mai multe elemente, da? Ați trecut prin niște 10 de spade, am văzut niște situații profund dureroase. Hai să vedem. Deci, ca să scurtez mesajul, concentrați-vă pe latura voastră frumoasă, cum deveniți mai prețioși, cu fiecare gest, cât de mic, cât cel mai mic detaliu, să creați, nu impresia, chiar să implementați o notă de valoare, de prețiozitate în voi. Ia uite, 3 de monede, ok. Asul de bâte. Vorbeam de început de proiect decorativ creativ. Haha. Ok. Faetonul. Vai, dar ce frumos, se termină anul. Ai, 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 și cu lume. Wow. La capătul setului de cărți. În primul rând, în această perioadă, vă vindecați. 4 de spade, vă vindecați. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ia uite, justiția. Poate vă și separați energetic. Ia uite, și vreți să manifestați ceva frumos, ceva practic. E un cadouț. Ia uite, valetul de monede, valetul de cupe, emoțional. Cam cum este acest manuscris. Vreți să oferiți ceva drăguț cuiva sau cineva așteaptă să vă ofere, evident că variază. Ia uite, 10 de cupe la care visați. Visați unii dintre voi. Hai să și clarificăm. Clarific o dată. De două ori. Clarifică cărțile. Pentru numărul 2. Oh, am vrut să se arate justiția. Hai să punem pe ăsta aici. Ok, justiția. 7 de bâte. Fuf. 2 de spade. Ha, ce frumos am văzut. 2 de bute și steaua. La capătul setului de cărți aveți puterea. Vă abțineți, v-ați abținut, v-ați întărit în niște situații neplăcute, cum am zis, ați trecut. Acum visați sau descoperiți că aveți opțiuni. Acum vă vindecați, poate v-ați separat în justiție, în tribunal sau pur și simplu de cineva. Poate are legătură cu cineva, cu semnul balanței, treaba voastră. Aici apare semnul leului, fecioarei, dar nu asta mă interesează pe mine. Ideea e că aveți putere. 8 înseamnă transformare. Vă alchimizați într-un fel sau altul. Descoperiți că aveți putere. Dragii mei, iai, mai de capul meu. Dragii mei, pentru unii dintre voi, că sunteți căsătoriți, că nu sunteți căsătoriți, că vă și împăratul nouă de cup. La capătul setului, da, în plus, la capătul setului de cărți. 10 de monede, 9 de spade, împăratul. Cineva obsedat de carieră, de bani sau căsătorit. Da? Căsătorit, căsătorită. Însă, în afara sau după acest 10 de monede, apare regina de bâte, diavolul, la 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 la. Deci văd un potențial de triunghi amoros, văd o obsesie sexuală, sexuală. Cineva e atras absolut obsedant de altcineva. Apare și 3 de cupe, triunghiul amoros, da? Diavolul, evident că poate să fie obsesie pentru bani, dar în acest context văd o obsesie sexuală pentru cineva. Acum, zodiile, vi le găsiți că, pentru că sunt multe. Ideea este că cine are această obsesie vrea să vină cu orice chip cavalerul de spade în preajma persoanei respective. Nu contează că e căsătorit, că e necăsătorit, nu contează că cineva încearcă să-l controleze sau că până acum s-a controlat, vrea cu orice chip să ajungă, da? În față. Însă, întâlnește puterea altuia. Zic așa pentru că, totuși, repet, este o etalare foarte generală și colectivă. Depinde de voi în ce poziție vă găsiți, că trebuie să fiți sinceri cu voi. Acest cavaler de spade care are în spate această obsesie sexuală, acest cavaler de spade, gemeni, balanță, și-a apărut balanță, sau vărsător, este absolut freak, da? Nebun. După cineva pe care o găsește absolut super spectaculoasă, da? În general, este seducător acest cavaler de spade, dar față de cineva, repet,
Este absolut înnebunit, înnebunită. Și totuși întâlnește această putere. Puterea poate să fie a lui în care este provocat să se abțină și să-și găsească puterea, evident. Puterea poate să fie a voastră în cazul în care nu sunteți voi și voi vă găsiți puterea să vă temperați. Să zici, calm down, baby, calm down. Ha! Doar nu vrei să mă pui în trio, doar nu vrei să mă cucerești doar cu câteva pahare de vin, cu câteva figuri de stil. Sau câteva mișcări mai sexy. Nu. Calmează-te. Ori vrei să creștem împreună, ori bye-bye. Așa simt să vă transmit mesajul. Așa simt. Hai să vedem de la îngeri. Carte. O carte pentru numărul 2. Yeah. Wow! Dragostea face diferență. Păi da, dragii mei. Nu. Nu, nu sex. Da, sexul e bun, e fain, e sănătos. Cât ar fi de nebunesc, e... Da, face parte din natura noastră pământeană. Da? Dar dragostea face diferența. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Da? N-aveți nevoie de lucruri intoxicante. Dacă aveți nevoie, riscați. E legea, cum să zic, e alegerea voastră. Dar că împăratul este cel care vine, că e diavolul, că e tentația, că nu contează, găsiți-vă cu sinceritate poziția, ideea că lucrurile sunt mai profunde. Și aici, profunzimea, o găsim în această putere. Da? Opt înseamnă casa opta scorpionului, a celor care forează în ei, își temperează latura pământeană, tendințele. Da, poate să vă placă cineva, dar... Anumite persoane au nevoie de timp de calitate, timp de calitate. Dacă vă puteți oferi timp de calitate împreună, faceți diferența, dragii mei. Construiți 3 și cu 1, 4, construiți stabilitate. Da? Da? Da. Acum, în octombrie, aveți 3 de monede și asul de bâte clarificat de justiție și 7 de bâte. Aveți semnul balanței, racului, peștrac, scorpion, vărsător, capricorn, am văzut și mai și lumea, văd și semn de aer la un moment dat, mai încolo, mai în subtil. Probabil că în mod special balanță, că apare la un dat și un rege de spade. Dar peștrac, scorpion, am zis, un picuț de pământ, taur, capricorn, iar apare, da. Și un picuț de foc, berbec, săgetător, leu. Leu aici. În fine. Deci, există posibilitatea să un nou proiect creativ. Am senzația că a mai apărut ceva asemănător la numărul 1. A, era 3 de monede și 6 de bâte. Interesant. 6 de bâte. Aici este 7 de bâte și cu 1, 8. Acum rămâne de văzut în ce postură sunteți. Dacă voi sunteți cu... aveți a face cu o balanță, foarte posibil, balanța aceasta să fie defensivă. 7 de bâte, să fie defensivă. Și tocmai pentru că a fost, este defensivă, să vă căuta sau să vă aducă divinitatea, totuși e un triunghi, da? Ține de trinitate. Divinitatea, îngerii, să vă aducă o nouă pasiune. Și atunci să mergeți cu faetonul, să mergeți într-o altă direcție care vă aduce echilibru, reciprocitate emoțională, da? Dacă mergeți în această nouă direcție, aveți șansa, ia uite ce aveți la sfârșitul anului, să vă bucurați de dragoste și, în primul rând, să simțiți că sunteți iubiți, iubite, da, regina de cupe. Și, în primul rând, da, pentru că iubit, iubite, pentru că este împărtășire, este reciprocitate. Asta pentru că se pare că în octombrie încă sunteți afectați de o situație, ori în tribunal, ori cineva care a divorțat, ori cineva care e căsătorit, căsătorită, că tot am vorbit de chestia asta, și apare un triunghi. Apare un triunghi, ăsta e adevărul, nu pot să-l neg, nu pot să-l omit, știți că dau multe variante, apare acest triunghi. De cât timp se manifestă, iar voi știți. Pentru unii e posibil să se manifeste de mult timp,
această balanță, să fie defensivă sau leu cu aspecte în balanță sau, da? Să fie defensiv, defensivă. Și din cauza acestor blocaje să nu puteți manifesta într-un mod creativ. Pentru unii chiar, repet, a fost un triunghi, asul de bâte înseamnă și aventură amoroasă. După care s-a pus blocajul. Sau urmează, pe octombrie. Dar nu știu de ce simt, puteți să-mi spuneți, că această energie ține mai mult de trecut. Ține mai mult de o poveste din trecut în care cineva a încercat să vă cucerească pentru că așa simt, cineva a încercat să vă cucerească cu un as de bâte, să vă arate ce interesant și ce spectaculoși sunt ei, cum nu ies ei în evidență. Și totuși s-a creat o situație nedreaptă. Și atunci, unul dintre voi a devenit defensiv. Da? Unul dintre voi își dorește dreptatea. Da? Nu nedreptate. Din acest motiv, în noiembrie, apare faetonul. Vreți să lăsați în urmă. Vreți să lăsați în urmă. Această poveste, această energie defensivă. Vreți să mergeți către oameni care împărtășesc, aici sunt doi oameni, nu sunt trei, care împărtășesc, da? Face to face, față în față, de la om la om, fără triunghiuri, împărtășesc emoțional. Aici erau doar monede, pâte, doar sex, doar, să zicem, cineva încerca să vă impresioneze cu diferite invitații la restaurant sau bilete la teatru sau cadouțe sau eu știu ce proiecte. Dragii mei, mi s-a întrerupt legătura, mi s-a întrerupt din cauza că s-a încărcat de prea multe, eu știu, s-a încărcat memoria telefonului. Spuneam că în noiembrie sunteți hotărâți să mergeți către victorie, către destinul vostru, către un suflet, un suflet care v-ați mai întâlnit în tinerețe, prin preajmă sau pur și simplu simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, să nu uit să zic așa ceva. Dar foarte posibil personajul să aibă aspecte în planete de pământ și să vă ofere stabilitate. Dacă în trecut, repet, nu mai știu ce am mai zis exact, că între timp s-a mai întâmplat multe de când am încărcat telefonul și toate câte cele mai erau de încărcat. Dacă în trecut cineva a vrut o aventură, a vrut să vă pună în trio și totuși a fost defensiv într-un fel sau altul sau defensivă, acest as de bâte nu s-a dezvoltat așa cum ar fi putut. A avut un potențial de creștere minunat, un potențial creativ, dar lucrurile au rămas blocante, da? Blocante. Și s-a blocat oarecum și justiția în această dreptate, vreau să zic. Echilibru, că asta înseamnă justiție. Dreptate, echilibru. S-au blocat. Din cauză că cineva nu s-a purtat conform potențialului. A fost un potențial excelent. La un moment dat, îl lăsați în spate. Pentru că voi nu mai vreți nici personaje, nici situații care sunt vă țin pe loc, da? Sunt defensive, da? Vreți ceva care vă oferă stabilitate? În noiembrie sunteți hotărâți cu faetonul să mergeți către stabilitate. Pentru unii aveți un dar de bani, da? O victorie. Colaborare cu doi de bâte și șase de cupe, eu văd o colaborare, hai să mai vorbim despre altceva, o colaborare cu cineva prin preajmă, interesant, poate aveți o situație care ține de casă, de pământuri sau de schimb, de ceva, de afaceri, de produse, da, e doi, cineva trebuie să selecteze. Și voi selectați, eventual interesant mesajul, selectați felul în care vă prezentați oferta, dar o prezentați frumos, cu flori, cu panglicuțe, apropo, da? Cu panglicuțe să înfrumusețați oferta ca să fiți siguri că luați banii pe care îi meritați, da? E frumos. În primul rând, un spor de bani, da? Posibil puneți bazele unei legături, prietenii. Evident că poate să fie și relația de lungă durată, dar mai trăim noi până atunci. Deocamdată puneți bazele unei legături care are potențial de stabilitate sau, sau cineva cu planete în semne de pământ. În semne de pământ. În
Decembrie, dragii mei, din as în as, în ultima vreme, sunt foarte curioasă, din as în as, de la asul de băte, asul de monede, acum vine asul de cupe, în decembrie. În decembrie, când toate lucrurile îngheață la voi, emoțiile încep să curgă, să curgă și vinul, și laptele, și mierea, și emoțiile, și lacrimile, lacrimi de bucurie, lacrimi de bucurie, în primul rând, bucurie față de voi, satisfacție emoționale față de voi, dragoste față de voi, asta pentru că regina de cupe a fost clarificată de stea. În primul și în primul rând, vă vindecați, este minunat, vă atingeți un moment în misiunea voastră spirituală, vă vindecați, începeți să vă iubiți. Și ce fior am când spun acest lucru, dragostea face diferența. Dacă înainte sperați, aveați un concept mai diferit despre viață, despre relații, acum vă dați seama că dragostea față de voi vă aduce mai devreme sau mai târziu, pentru că simt că unii dintre voi ați așteptat foarte mult, vă aduce mai devreme sau mai târziu oameni care să vă hrănească emoțiile, să vi le aprecieze, să vi le folosească cu respect și cum se cuvine. Ce sens? Apa asta, laptele, ce este? Mierea asta, când curge, când este prea plin, teoretic ar trebui, eu așa gândesc în acest moment, așa simt să transmit mesajul, ar trebui folosită, da? Pentru că dai din prea plin. Nu dai din lipsă, dai din prea plin. Și atunci ar trebui folosită și dai cu bucurie. Ar trebui folosite cu spor și cu încredere. Pentru lucruri mărețe, pentru lucruri nobile, pentru lucruri care țin de credință, de vindecare, autovindecare și vindecarea altora. Asul de bâte a fost de bâte, nu de bâte, mă, o fi având legătură cu o idee care vine în octombrie, interesant. Aha, ia, ok, întrerupere de mesaj deocamdată. Deci, am zis asul de bâte în loc de asul de cupe. Deci, în decembrie vă bucurați de un proiect pe care... Aha, interesant. Pe care îl începeți în octombrie. Da? Ăsta e al mesaj. În octombrie începeți un proiect la care lucrați creativ, vă zbateți pentru el, eventual și legal, sau faptul că lucrați și luptați pentru el, dintr-un fel sau altul manifestarea unei justiții divine. Echilibrarea vieții voastre și din punct de vedere energetic și monetar, financiar. Vă echilibrați energia în momentul în care, aha, interesant, în care investiți acolo patos, nu patos, pasiune în proiectul respectiv. Vă echilibrați pe voi. Da? Interesant. Și 7 și cu nu înseamnă 8 în momentul în care puneți pasiunea în proiect, nu în triunghiuri, nu în situații neplăcute. Păstrați și mesajul de mai devreme, în momentul în care puneți pasiunea într-un hobby, în ceva care vă place, se transformă lucrurile. Dacă v-ați bătut la un moment dat, v-ați apărat de una și de alta, de invidii, de concurență, încet, încet, 7 și cu înseamnă 8, se transformă energia și aveți energie să vă alimentați faetonul, trăsurica, mașina, determinarea. Determinarea de a pune în practică această idee și de a face să fie vandabilă la scară largă. Este o lume aici, de a vă crea o nouă lume, înțelegeți, da? Ei, și prin decembrie vă bucurați. Vă bucurați pentru că a trebuit să fiți, ce stare am, să vă, în primul și în primul rând, va trebui să alegeți între două monede, între acest proiect și altul mai vechi eventual, sau diferite activități, sau diferite situații, a trebuit să vă, să faceți echilibristică până la acest moment de bucurie. Doi de monede, a trebuit să faceți echilibristică, să alegeți. Și ați ales, până la urmă, victoria. Eu simt că alegeți moneda de sus. Moneda care vă... Eu așa simt, faptul că e sus, vă scoate în evidență. Așa o simt în acest moment asta, pentru că aveți steaua, aveți, am zis, aveți posibilitatea că proiectul pe care îl începeți și pe care îl vedeți la scară largă, manifestându-se cu pași mici, stabil, dacă vă faceți planul corect, prin decembrie, vedeți că lucrurile sunt conform planului divin. Sunt conform misiunii voastre. Și vă aduc, uitați în continuare, după stea, regina de monede
și împărătează. Vă aduc o creștere financiară deosebită. Dar în paralel, ce aveți? Regina de cupe. Am zis că a fost clarificată de stea. Dragostea asta de sine, în care vă implicați dragoste, pasiune, emoții, tot în ceea ce vă exprimă, da? Și vă reprezintă mai bine. Regina de cupe înseamnă dragoste de stimă și de stimă, de sine, scuzați-mă, și stimă față de voi în condițiile în care încheiați un capitol cu cineva, rege de spade, posibil cu marcajul în balanță pe care îl vedem în octombrie și cu care aveți un turn. Aveți o separare. Ca mai fost, ca acum înțelegeți și puneți capăt oricărei influențe. Fumul, cărămizile, trăsnetul nu vă mai influențează, ați încheiat acest capitol, ați intrat, pac, într-o nouă dimension, dimensiune. Scuzați-mă că țip, asta e. Mă simt încântată de mesaj. Eu zic că începeți un nou capitol în care aveți parte, dragii mei, de protecție divină, de îngeri. Da? Face parte în acest nou capitol. Face parte din misiunea voastră, un capitol în care manifestați creștere și spirituală și financiară, creativitate maximă. Pentru unii, să revin la mesaj, în noiembrie lucrurile încep să demareze în legătură cu în relație cu cineva cu marcaj în semn de pământ. Da, și se vede, dacă la început noiembrie doar un as, pe urmă apar doi de monede. Dar prin noiembrie, dragii mei, nu, ianuarie că ține de Capricorn, aici regina de monede ține de Capricorn, deci ar putea să fie și ianuarie, da? Februarie-martie, că avem martie, zodia peștilor, și avem împărăteasa, da? Nu e Venus, este Neptun, este octava înaltă a lui Venus-Neptun, dragoste necondiționată, creștere, wow. Deci aveți spor. În momentul în care alegeți, tu e debute, noiembrie, oameni, situații, proiecte care vă oferă o nouă deschidere față de viață, dragii mei, față de viață. Nu știu cât am vorbit înainte, dar până acum am tot vorbit. Și zic că acel turn cu acest rege de spade v-a adus multă durere, multă durere. Simt că are legătură cu justiția și balanța, ce-o fi, și șapte de bâte, pentru că mare probleme. Aveți o discuție, aveți o trezire în legătură cu cineva care a fugit, da, fugăciosul pentru mine, care v-a mințit, v-a păcălit, v-a pus în stres mental și el s-a pus, da? Acum apare trezirea, soarele. C-o fi și pentru ei, ce mișto ar fi. Dar în primul rând e pentru voi. În primul rând e pentru voi. Și deveniți selectivi. Da? Și vă înțelegeți fricile și vă apărați emoțiile și sunteți defensivi și eu zic că renunțați și la lacrimi, da, renunțați la suferință, la toate lacrimile pe care le-ați plâns, la conflictele pe care le-ați avut în legătură cu acești așteptare și câte cu acest sori narcisist. Cine o fi? Nu mai dau zodii, pentru că poate fi orice zodie care se manifestă așa. Poate are ascendent în semn de aer, poate are un marcaj într-un anume fel, Saturn, cu nu știu ce, da? Lecția benefică este lumea. Lecția învățată a apărut în poziție normală. Eu zic că o învățați pentru că a fost clarificată. De ce? De regina de monede. Adică începeți o nouă lume în care aveți stabilitate, creativitate, manifestați cele mai frumoase, cumpărăteasa, cele mai frumoase lucruri, în opoziție, dragii mei, cu regele de spade și turn. În opoziție. În opoziție. Așa simt. Dacă la sfârșitul anului veți reveni la această etalare și o veți asculta și găsiți alte nuanțe, bine, dar eu văd că în ianuarie deja vă găsiți echilibru financiar. Ia uite. Începeți ceva cu el, numai monede, deci regina de monede, împărăteasa, patru de monede, valetul de monede, cavalerul de monede, domnule, și șase de cupe. Aici, persoana cu care începeți în noiembrie, demarați. Deci numai monede apar. Și nu zic musai că se îndepărăm, pentru unii poate să fie, dar să aibă marcaj, un om stabil, un om, un proiect care va aduce spor, stabilitate, dragii mei. Dragii mei, dragii mei. Doamne ajută! Ok, pasta e bună. Pasta o dau. Ia uite, acceptați!
Ce zicea Sinéad O'Connor la un moment dat, într-o melodie, o să încerc să o pun pe Facebook, o pun și în cutiuța de mesaje de sub înregistrare. Acceptați lucrurile pe care nu le puteți schimba și concentrați-vă pe lucrurile pe care le puteți schimba în voi, în viața voastră, lucrurile mai profunde. Petreceți timp de calitate. Nu musai cu oamenii care, da? S-au fost defensivi și v-au blocat și v-au pus în situații unii, în triunghiuri, sau v-au pus să muncească, dragii mei, poate nu-i triunghi amoros. Poate voia să munci pe rupte pentru o relație, pentru această relație, pentru un ideal, că e o sculptură, e o creație artistică, da? În timp ce ei, bine mersi, s-au distras, au făcut alte activități cu altcineva la nivelul lor, da? Mai jos. Level down. Adică la un nivel mai jos, asta vreau să zic, mai mă alin și eu. Da? Voi ați lupta pe rupte. Ca să manifestați, că asta înseamnă sculptură, să manifestați o relație deosebită. Nu, ei au vrut o relație simplă și atunci, pentru că nu erau la nivelul vostru, ei s-au dus cu alte personaje, voi ați rămas singuri, da? Nu zic muzei că ați fost în triunghiuri. Da, luați-vă Dream a Little. Luați-vă timp, visați, visați, dați, pentru că pe calea visului vine și inspirația, și energia, dragii mei, și energia, ce frumos. Deep into your heart. Conectați-vă, da, am zis? Deep into your heart, în inima voastră. The heart of the matter, lucrurile sunt mai profunde, dragii mei. Și acolo, în inima voastră, vedeți, dragostea face diferența, dragostea față de voi. Dragostea față de voi. Acum eu o să iau cărțile, o să le amestec, drăguții mei. Și încet, încet mă pregătesc pentru. Trebuie să-mi schimb eu măsuța, că aici nu prea am spațiu suficient. O să mă pregătesc pentru numărul 3. Deocamdată stă în cărțile. Am spus o chestie de prețiozitate. Vă oferiți valoare. Începe să vă desfășurați voi și descoperiți, dom'le, dar eu sunt atât de fain, atât de prețioasă sau de prețios, da? Atât de elegant, de misterios, de... și cu vechimea! Wow! Și ce fioră am în momentul în care transmit acest mesaj înainte de final. Aveți o cunoaștere veche, antică și de demult, glumesc, da? Pe care trebuie să o accesați. Dacă aveți habar de biblioteca Akasha, descoperiți ce înseamnă biblioteca Akasha. Asta pentru că... ce stare am... scuzați-mă că zic, dar așa sunt eu, expresivă, mă știți. Asta pentru că vorbesc de o cultură veche, persană, da? Ideea de manuscris. Manuscris care nu este cu litere, este cu elemente decorative. Un manuscris de creativ. Da, aveți o valoare specială și vă regăsiți valoarea regina de monede care apare la sfârșitul anului, înspre ianuarie. Înseamnă vă găsiți valoarea. Deci, gata, acum mă pregătesc pentru numărul 3. Cei care ați ales crema de mâini. În timp ce o să vorbesc despre... Aveți probleme cu comunicarea? Unii vedem. Ce legătură are cu comunicarea cu vișudii, dar în primul și în primul rând, în ultimile luni, vă veți concentra pe îngrijirea voastră, pe sănătate, pe hrănirea corpului, pe toate planurile. Vă veți hrăni corpul, veți conștientiza corpul vostru este templul vostru pe care trebuie să aveți grijă. Și veți implementa eventual un program de îngrijire personal. Succes, superb succes! Crema este primită de la prietena mea din Anglia. Poate ceva are legătură cu Anglia. Poate primiți chestiuni care țin de îngrijirea corpului. Poate vă din Anglia sau firme englezești. Asta pentru că am primit-o din Anglia. Poate ce, ia să vedem ce mesaje mai primim. Poate vă conectați, poate sunteți în Anglia. Poate vă conectați la cineva din Anglia. O persoană care are grijă de ea, o persoană care miroase bine.
Oh, da, și miroase foarte bine. Pentru că aveți pink, pink și floricele și frunze roz, vă concentrați pe dragoste. O dragoste subtilă, sublimă, elegantă, fină, 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 ca și crema asta. O dragoste specială. Eventual și o prietenie, asta pentru că am primit-o de la o prietenă dragă. Glow, veți străluci, dragii mei, nu doar corpul, în momentul în care investiți timp pentru corpul vostru, veți străluci și voi altfel. Altfel, superb, superb mesaj. Superb. Veți fi mai... De ce îmi vine mie mesajul ăsta mai lăptoș? Ce înseamnă lapte? Înseamnă laptele ține de maternitate, laptele ține de conexiunea voastră cu femininul, cu elementele feminine, cu latura voastră feminină. Ha. Eventual blocați situațiile neplăcute și selectați emoțional. Îi selectați pe cei care vă pun în situații neplăcute. Da. A, și ce face în momentul în care, dragii mei, în momentul în care investiți în îngrijirea corpului vostru, pentru că ține de piele, da? Pielea este ca un scut protector. Pe lângă faptul că începe să străluciți, dar aveți o imunitate crescută, una la mână, și doi, ce alt mesaj mai primesc? E vorba de mâini. Mâini, oh da! Vă doriți atingeri fine, delicate, senzuale, senzuale, înainte de sexual, senzual, emoționale, catifelate, pot să fie și atingere maternă, dacă tot vorbeam de lapte. Poate țineți de copii unii dintre voi. Vă întâlniți cu copiii voștri, aveți parte de o relație specială cu copiii. Ce mai simt? Ce mai simt? Ține de mână. Mână ține de gemeni. Gemeni. O latura voastră duală, da? Până acum am vorbit de comunicare. Mâna ține de comunicare, nu neapărat prin gesturi, cât momentul în care, da, vă hrăniți mâinile, s-ar putea să vină și cuvinte, să folosiți, da, ce frumos, în momentul în care vă simțiți așa în armonie cu corpul vostru, dragii mei, și cuvintele pe care le veți folosi, le veți scrie, le veți manifesta, vor fi mai blânde. Pentru că ceea ce facem se manifestă în multe forme, dragii mei, în 3D. Este superb mesajul. Da, și un miros grozav. Mirosul ține de semnul taurului. Mirosul ține de semnul și corpul ține tot de semnul taurului, de Venus, partea aceea terestră a lui Venus, aspectul terestru al lui Venus. Iar pentru unii s-ar putea să fie cu gemeni, cu taur, Venus, Mercur, că ține de mâini. Poate veți merge mai des la cosmetică. Sau deschideți o afacere, ce frumos ar fi pentru unii care ține de cosmetică, de îngrijirea mâinilor, de manicură, de ce o mai fi. Masaj, o fi pentru mâini, cremă de mâini, dar ia uite, regina de... Aveți multă pasiune, creativitate, regina de bute. Este creativă, este întreprinzătoare. Oho, multă pasiune. Okidoki. Ce mai Marele preot, am zis de semnul taurului, am zis de semnul taurului, dragii mei, dacă aveți un semn, cineva cu marcaj în semn de taur, îi puteți. Prin acest stil de a vă îngriji, puteți atrage, evident. Pentru că știți că ei sunt... Da, asta e, ăștia sunt taurii. Și nu doar taurii, până la urmă tuturor ne face plăcere să mângâiem. Sau să ținem brațe, să avem grijă de... Sau să ne bucurăm de cineva care are grijă de el, de ea, de cineva care își respectă corpul, măcar din punctul ăsta de vedere, de cineva care ne place și nouă să simțim mirosuri frumoase în jurul nostru, nu? Ne place. Hai să vedem ce mesaje. Mesaje de la îngeri. Suntem deja la numărul 3. Asta au venit două. Ce să fac? Slow down și I love you. În primul, dragii mei, în primul și în primul rând, spuneți-vă vouă că vă iubiți. Repet de câte ori pot, asta pentru că de-a lungul timpului când a mai apărut cartea și nu s-a manifestat acest I love you în viața voastră de la cine ați vrut voi, cred că în primul rând trebuia să se manifeste
manifeste în viața voastră prin voi. Iubiți-vă, îngrijiți-vă, da? Am vorbit de dragoste, de pink, de roz. Iubiți-vă, acordați-vă timp de relaxare, slow down, dormiți un pic pentru că e somnul de frumusețe, da? Concentrați-vă pe frumusețea voastră. Sau eventual manifestați-o și în fizic. Dragostea, frumusețea, grija față de voi. Fă ceva pentru cineva. Uite, un cadou. Un cadou care ține de cosmetice, cum am zis mai devreme că am primit un cadou. Apreciază acest moment. Apreciați momentele astea în care vă relaxați, vă iubiți, măi. Asta e dragoste față de voi, momentul în care vă oferiți. Acum, că nu fie zilnic, frumos ar fi să fie zilnic, dar și acolo cu mare grijă să nu faceți un cult. Că atunci devine obsesie, devine egoism, dar încetiniți un pic și iubiți-vă. Rămâne de văzut dacă apare și altcineva în peisaj. Dar deocamdată așa simt. 22, casa a doua, nu? A taurului am zis. 9, e un număr spiritual, dar apar și peștișor, apar și... Am zis, dragostea fizică trebuie să manifeste și dragostea spirituală și invers. Pești și taur, eventual... Sau, pentru că nu-l văd acum, asta că am văzut peștișorii, nu săgetător cu taurul, poate, rămâne de văzut. Ok, odată, de două ori, am zis regina de cupe, a apărut prietena mea. De trei ori, ok, ok. Oh, regele și regina de cupe, cuplu divin. Și nu e obligatoriu, dragii mei, să fiți semne de apă. Este vorba că aveți unul pentru celălalt dragoste. Dragoste. Nu contează ce semne sunteți, aveți emoții, aveți emoții sincere. Dar probabil, vom vedea cum se echilibrează, 4 de băte, o relație, suflete gemene, între voi doi, o relație frumoasă. Hai să vedem, octombrie, noiembrie, împăratul. Noiembrie, am vorbit de semnul taurului, apare taur sau berbec. Și decembrie, ia să vedem. 7 de cupe. Interesant. Deci, vedem la clarificări. 7 de cupe și eremitul. Justiția. Da. La capătul setului de cărți s-a oprit aici la 4 de, am zis, 4 de bâte, flăcări gemene, casă, relație de lungă durată, o relație care vă bucură. Momente de bucurie după ce ați amânat, ați amânat aceste momente. Vine cineva în spațiul vostru sacru, interesant. Dacă vine cineva în spațiul vostru sacru, mare grijă, mare grijă. Cu ce energie vine? Pentru că nu prea-mi place cavalerul ăsta de spade. Nu prea-mi place. Nici cavalerul de bâte. Sunt simpatici, e așa, uneori depinde de context, dar în acel context nu prea-mi place. Să nu vină în spațiul vostru sacru. De-aia am zis, interesant, era un mesaj legat de piele. Vă protejați, vă întăriți. Și pentru că vorbeam de piele, e vorba și de aura voastră. Îngrijiți-vă aura, pentru că e o îngrijire fizică, dar și energetică. Hai să mai vedem, iau de steaua, vindecare. O dată, de două ori, de trei ori. Wow, împăratul. Regina de bâte. Capricorn. Mai, dar ce energie. Trei de cupe. Ia uite, iar a apărut cavalerul de spade și puterea. Oarecum există niște cărți asemănătoare cu cei de la numărul 1. Da. La capătul setului de cărți, aici, ce aveți? 8 de spade. Cineva e absolut obsedat de voi.
Vrea să schimbe energia. Acum, sunt multe mesaje. Cofi balanță, cofi taur, cofi săgetător. Sau un semn de aer sau un semn de foc. Cineva își dorește, sau chiar și gemeni, am zis aer, da? Cineva își dorește să schimbe energia. Unii dintre voi experimentați o relație, o căsătorie, uite, 10 de băte și 10 de spade, care nu merge, v-ați păcălit, da, magicianul, ați avut iluzii în acea căsătorie și v-ați detașat emoțional, eventual. Unii dintre voi vă gândiți chiar la un divorț cu justiția, da, și cu atâtea spade. Ei, și această schimbare de energie vă stresează. Poate nu găsiți soluții legale cum să vă separați unii dintre voi. Hai să vedem ce alte mesaje. Uf, de-aia, dragii mei, acordați-vă timp pentru voi, îngrijiți-vă pentru că treceți prin situații absolut complicate, intense. Aveți regi, împăratul de două ori, diavolul, wow, eremitul și puterea și justiția apare un pic mai încolo și puterea, iar... Ok, deci în octombrie, regele și regina de cupe. Așa simt, dragii mei, simt că acest cuplu divin nu este cel din căsnicie. Sper să-mi dați dreptate pentru că o să vă arăt cărțile. Aici apare soțul. Sau tatăl, dar soțul îl regăsesc. Soțul. Soțul cuiva rămâne de văzut. În ce poziție sunteți? Că puteți să fiți aici, puteți să fiți aici, puteți să fiți aici, da? E o etalare colectivă și foarte generală. Cel care este soț sau soție, evident, împăratul acesta, o persoană strictă, are în preajmă energie. Nu poți să ai femeie, poți să fii femeie și să ai această regină de bâtă ca și bărbat în preajmă. Dacă ai un bărbat care manifestă regina de bâtă, este un bărbat seducător, care îi place să se uite în stânga și în dreapta. Acum, această regină de bute poate să fie partenerul împăratului sau poate să-l reprezinte pe împărat. Variază. Însă apare această energie superbă, acest cuplu divin, regele și regina de cupe. Doi oameni care se simt, fac parte din aceeași lume, da? A apărut semnul peștilor. Casa noua spiritualității, aveți legături spirituale profunde în vis, telepatie, visuri. Asta pentru că apare și 7 de cupe. Visați. Însă, încetiniți un pic lucrurile, ziceți, slow down. Iubiți-vă pe voi, iubiți situația respectivă, dar încetiniți un pic pentru că, probabil, că mai trebuie să se așeze anumite lucruri. Apreciați acest moment. Care o fi octombrie, noiembrie, decembrie, orice moment, apreciați prezentul. Nu anticipați prea multe pentru viitor, pentru că acolo Dumnezeu știe. Chiar și noi, cei care practicăm tarotul, astrologia, știm foarte puțin pe lângă planul divin, da? În funcție de ce vor îngerii să ne arate. Acum, hai să vedem ce alte mesaje. În noiembrie reapare împăratul. Reapare împăratul care este clarificat de diavol. Un împărat care este obsedat de ceva. Poate să fi fost pe vremuri obsedat de sex și în continuare să mai fie pentru că apare valetul de bâte și 3 de cupe. Triunghiuri amoroase pentru unii, obsesii sexuale pentru că da, apare și atracția sexuală. Da? Valetul vedeți, da? Poate. Și totuși să nu arate, să încerce să-și menține poziția socială, financiară, da? Om căsătorit, dar cu niște probleme negative în spate. Evident că nu este obligatoriu, nu-i bătut în cuie ca acest împărat să fie sărăcuț atât de toxic. Am zis, poate să fie energia acestei regine de bâte, pentru că totuși e în semn de foc aici. Energia cuiva să fie toxică, să-și dorească tot așa personajul cu care stă să aibă căutări sexuale.
Și atunci împăratul este pus în triunghiuri amoroase. Și totuși, există această notă de poezie, de delicatețe, de dragoste necondiționată, profundă, emoțională. În preajma cuiva apare semn de apă în fiecare lună, 3 de cupe, 7 de cupe în decembrie. Apare semn de apă. Există o energie care inspiră la altceva. Dacă ceea ce am zis este un stil de viață al unuia dintre voi, al vostru, al partenerului sau partenerului sau al partenerului partenerului și tot așa, vedeți-vă pozițiile, este una. Dar există o altă energie care vine, o energie foarte frumoasă. Regele și regina de cupe poate să fie una și aceeași persoană. Una și aceeași persoană, o persoană matură, care nu-și arată emoțiile așa, chiar la prima strigare, care se apreciază, care se iubește, I love you, da? Care se iubește, care oferă, care vindecă. Ei, și total opusă de ceea ce a experimentat sărăcuțul împărat. Nu contează zodia, că poate să fie și Capricorn, poate să fie și Berbec, poate să fie și Taur, da? Nu contează zodia. Orice și semn de aer, că văd și alte, da? Nu contează. Împăratul să fie obișnuit cu altfel de relații. Și aici e provocarea. Vine acest doi într-unul. Doi într-unul. Un personaj care este de pe o altă lume. Și începe comunicarea. Începe comunicarea împăratul cu valetul de bâte. Începe comunicarea. O comunicare emoțională care aduce multe bucurii, dar care creează și obsesii. Asta e deja alt mesaj, da? În decembrie, mare grijă. Pentru că dintre toate opțiunile pe care le aveți în preajmă, 7 de cupe, vedeți? Aveți două. Aveți două dintre toate cele 7 opțiuni, da? Sau chiar mai multe. Aveți cel puțin două care se vor manifesta. În primul rând, un cavaler de spade, niște bârfe, o situație pe care n-ați anticipat-o, că asta e cavalerul de spade. Poate să fie semn de aer la un moment dat, mai mult sau mai puțin. Poate să fie cineva cu marcaj în balanță, pentru că se continuă 7 de cupe și eremitul se continuă cu justiția. Ia uite cu ce se mai continuă. Cu justiția, cu 4 de spade, vindecări mentale, cu turnul, cu eliberări de karme negative și cu puterea. Puterea care apare și aici, ca și clarificarea eremitului. Deci, aveți dintre toate cupele de ales o cupă care vă aduce puterea sau să vă lăsați dezechilibrați acest cavaler de spade și nu zic musai de o persoană, e o energie care creează situații neplăcute. Posibil pentru unii să fie vorba de un divorț, dar divorțul ăsta se poate manifesta în echilibru, cu noblețe, cu eleganță sau cu scandal. Poate să fie cu suferință sau să aducă pur și simplu eliberare și vindecare, eliberare de suferință și vindecare. În primul și în primul rând trebuie să vă aducă puterea. Toate situațiile prin care ați trecut, e totuși o situație negativă, e o toxică. Și diavolul ăsta înseamnă multe. Poate să fie ego cuiva de a nu ceda emoțiilor, ego cuiva de a se ancora tot în 3D și să nu primească această energie subtilă, emoțională, spirituală, finuță, da? Ego-ul cuiva. Și din cauza că nu acceptă această creștere, e vorba de o creștere, tulbură apele. Își tulbură apele personale. Da? De-aia am zis, mare grijă, sau dacă n-am zis, zic acum, pentru că 7 de cupe e clarificat de cavalerul de spade, de situații pe care nu le prevedeți. Excepționale, ciudate, comentarii, poate să fie o persoană geloasă și geloasă poate să fie și regina de bâte, dacă află că este pusă într-un triunghi amoros, dacă află că nu știu ce, că nu știu cum, da? Dacă e geloasă, nu contează. Poate să se transforme într-o regină de spade, într-un cavaler de spade.
Regina nu prea merge, dar cavalerul are viteză, da? Și în decembrie, ia uite, aveți frig, dar vă găsiți lumina. Ideea este că luați cupa introspecției, pardon, retragerii, vreau să zic. Vă retrageți un pic, că tot din sărbătorile de iarnă, și stați un pic cu Dumnezeu și vindecați-vă, pentru că aveți de stat, ia uite, patru de spade. Aveți de reconectat la spiritualitate. Că veți trece prin niște situații. Situații pe care nu le prevedeți, care țin și de justiție sau de justiție divină, de trezirea voastră, de trezirea voastră, a lor, a altuia, al cuiva, și care aduce, într-un fel sau altul, aduce puterea, creșterea spirituală. Puterea care, repet, este clarificarea eremitului. Dacă vă izolați un pic și căutați lumina interioară, lumina din fiecare experiență prin care treceți, că sunteți într-un triunghi amoros, că vă înșală X, că vă înșală alt, sau sunteți într-un fel sau altul, fără să vă doriți așa ceva, vă îndrăgostiți de o persoană căsătorită, da? Se întâmplă, nu putem să judecăm pe nimeni. Nu se poate să judecăm. Găsim lumina în fiecare situație. Și asta ne face puternici. Eventual încercați să vă izolați ca să vă temperați niște impulsuri. Să vă temperați niște impulsuri, pentru că apar aceste impulsuri. Pentru că dacă nu vă temperați, dragii mei, apare și trei de spade. Trei de cupe, trei de spade, o dezamăgire. Dragii mei, și că este deja pe care o trăiți sau cineva o va trăi, iar în discuție foarte general, sunt două cărți, patru pe fiecare lună și așa, în fugă. Este urmat regina de trei de spade, este urmat de regina de cupe. Această persoană frumoasă, rege, regină, nu contează, subtilă, să nu fie dezamăgită în relație cu oameni care țin prea mult de energie terestră, dragii mei. Va trebui să discutați, cineva vă spionează, cineva vă urmărește și la muncă, încearcă să vă ofere eventual colaborări, să vorbească o grămadă, 8 de pute, dar blocați totuși, blocați dacă se poate. Și luați-o de la zero, adică încercați să evitați triunghiurile, concentrați-vă pe dragostea voastră. Dragostea față de voi, I love you, slow down, slow down, temperați-vă. Lăsați lucrurile să se așeze în timp divin. Că am senzația că această pasiune e o pasiune clar cu diavolul, cu valetul de spade, cu regina de spade. E o dragoste, că o trăiți voi, că cineva din preajmă o trăiește. E o situație, da? Evident, da? Încetiniți un pic și lăsați lucrurile să se mai așeze. Repet, dintre toate opțiunile pe care le aveți, decât să visați la cai verzi pe pereți, decât să visați la aceste pasiuni, vai, nebune, mai bine visați la cum vă veți găsi voi lumina. În întuneric, în frig, în ceață. Mai bine visați la cum vă găsiți puterea, cum veți crește, opt, cum vă veți transforma, veți crește spiritual. Și, evident, că vă veți detașa de toată nebunia asta. E o nebuneală aici, e așa, scuzați-mi, care vă stresează, eu te repet. Justiția și marele preot, om căsătorit. Da? Da, nu zice nimeni că e fericit sau fericită, nu zice nimeni. 10 de băte, consum de energie, 10 de spade, rănit, blocaje, cuvinte grele, nu zice nimeni că e fericit. Și totuși apare acest magician, că sunt unii oameni care stau în relații nefericite doar pentru bani, pentru poziție, pentru că așa au fost învățați, de-aia apare diavolul. Din multele motive. Ia uite. Wow! Cineva care fuge, da? Fuge din preajma acestei povești, încearcă să se furișeze într-o nouă poveste în brațele acestei regine de cupe, posibil. Și totuși apare regina de spade și regele de cupe, iar apare cineva, semn de aer sau semn de pământ, sau semn de foc sau mama lor. Dar apare cineva în toată această poezie, în acest vis frumos, 7 de cupe. Astea sunt cărți la capătul setului de cărți. Apare cineva, dragii mei, și
Această dragoste nu se poate manifesta acum așa cum ar fi trebuit. Rămâne de văzut când se poate manifesta. Unii dintre voi sunteți, pentru că am văzut 9 de monede, sunteți independenți, ceilalți sunteți într-un cuplu. Da? Și asta e. Ce zice lumea? A, e singură, e singur, se duce cu cine vrea. Nu, dragii mei, pentru că voi vă iubiți, voi nu vă duceți cu cine vreți. Voi vă respectați. Voi vreți să fiți respectați. Și asta înseamnă I love you, respectați-vă. Dacă cineva vă zice că vă iubește, slow down. Fă ceva pentru cineva. Arată. Fă ceva ca să arăți că iubești, într-adevăr. Vorbește limbajul dragostei, dar depinde care dragoste. Dragoste necondiționată, profundă sau e doar atracție? Complicated. Complicated. Mai aveam un set de cărți. Da, am zis, depinde de voi în ce poziție sunteți. Par de două ori împăratul. Pare de două ori împăratul. Deci, ești drag scorpion. Berbec. Leu. Săgetător. Capricorn, toată ziua. Fecioară, toată ziua. Apare și un semn de aer posibil cu marcaj în balanță. Cam ataite. Ia să vedem mesaje. Mai vedem și luna respectivă. Oh, ce frumos. Angel of Jupiter, awaken. Ce frumos. Ce frumos. Ce înseamnă Jupiter? Înseamnă trezire spirituală. Îngerului Jupiter. Posibil marcajul aveți clar cu slow down. Ia uite, nou semnul săgetătorului care e marcat de Jupiter. Semnul peșilor care e marcat de Jupiter, mai ales de Jupiter varianta nocturnă, da? Jupiter. Jupiter care vă trezește, awaken. Vă trezește la altceva, la altceva, la o altă lume. Sau ei, voi îi treziți, rămâne de văzut în ce poziție sunteți. La cine se referă acest Jupiter? La acest înger? Sunteți ca un înger pentru unii. Un înger care arată alte dimensiuni. Astrale, poetice, artistice, emoționale, pasionale, nu zic, dar altfel de pasiune. Altfel de pasiune. Nu tonică, nu negativă, nu terestră. Chiar dacă ar fi vorba de o atracție sexuală, sexualitatea asta, repet, este devine dependentă, codependentă, toxică sau poate să crească către alte culmi ale fericirii. La capătul setului de cărți aveți foc și gheață. Foc și gheață. Pentru unii, dacă acest împărat este un bărbat căsătorit, soția lui, regina de bâte, se uită în altă parte. Se uită, se și vede, da? Nu se uită, era invers dacă era regina de bâte, da? Dacă era regina de bâte către împărat, se uita la el, da? Avea ochi pentru el. Așa, regina de bâte, bărbat, femeie, ce-o fi, nu se uită la el. Ei, și uite așa, împăratul își găsește un rege, regină, într-o altă lume. Este trezit la o altă lume, la alt potențial emoțional. Dar, dragii mei, voi cei care treziți, care o-ți fie aceea, sau care veți fi treziți, depinde ce poziție sunteți. Mare grijă, pentru că și cei mai curați și înalt, cele mai înalte vibrații pot fi periodic testate, pot fi periodic atacate, da? Atacate negativ. Și aici un atac energetic, mental, verbal, da? Influențate. Sunt teste de rezistență. Așa simt să vă transmit. Foc și gheață. Voi topiți ghețile. Voi cei care veți experimenta această situație, depinde din ce perspectivă. Vă veți topi o gheață emoțională și veți experimenta un foc, o pasiune teribilă pentru cineva sau invers. Aveți puterea să topiți inimile de gheață, da? Ale unora și să simtă și oamenii aceia dragoste adevărată. Să simtă și ei nevoia să spună I love you din suflet. Și totuși asta nu înseamnă că nu vor fi lacrimi.
Este foc și gheață, sunt extreme emoționale. Da. Situație care o veți simți până în sângele vostru, până în ADN-ul vostru, dar. Pentru unii veți simți că sunteți căsătoriți în astral. Așa simt să vă transmit niște mesaje. Am zis, da. Dar, dragii mei, este atât de general mesajul. Sper să mai vedem în octombrie, noiembrie, decembrie, ce mai fi. Și să completați cu mesajele care țin de zodia voastră, de ascendent, de Venus. Nu, devine un avion. O energie care nu o așteptați. Cam atât deocamdată. Va trebui să lipesc înregistrările. Sper să vă placă. Dacă vă place, exprimați-vă, că așa e frumos să vă exprimați. Și să ne auzim cu mesaje frumoase în continuare, că asta doresc, mesaje frumoase care vă încurajează spre evoluție, spre creșterea voastră. Deci, la revedere, dragii mei, dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vă pup!